12 ani de televiziune, sigur, categoric, da, da. Deci acum, pe 1, 2 martie, se fac câți ani de televiziune? 12 ani pentru mine. 12 ani pentru mine, da, da. Felicitări, cred că ești foarte mândră de tine și părinții la fel. Mulțumesc, ca orice părinte, evident. Sunt acolo, urmăresc emisiunile, urmăresc... acum nu, dar primesc ei mesaj. Da, îi sunam, bineînțeles, ceream sfaturi. Acum îmi dau ei mesaj. Felicitări, te-am văzut, mi-a plăcut. Sau vezi că acolo ai spus nu știu cum. Vezi că parcă ai pronunțat. Da, 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 da. Și apreciez critica constructivă, pentru că mă ajută să devin un om mai bun. Cum este atunci când te opresc oamenii pe stradă să-ți spună cât de frumoasă ești, că te văd la televizor, sau să te întrebe de sport? Mă cam inhib, ce-i drept, pentru că nu sunt obișnuită. Eu mă duc la serviciu și am această activitate pe care o consider, da, un serviciu. Mă duc cu plăcere, nu simt o presiune, nu o simt ca pe o muncă copleșitoare, iar o nouă zi la serviciu, abia aștept să treacă. Mă bucur de fiecare zi și îmi place foarte mult activitatea profesională pe care mi-am ales-o, dar nu, e greu de înțeles când vine cineva la tine și spune, te-am văzut la televizor, a, bun, da, adică e activitatea mea, știi? Când apar la televizor e văzut ca un job excepțional și, într-adevăr, ai parte de foarte multă apreciere, de complimente. E plăcut, dar cumva copleșitor în același timp, pentru că nu prea înțeleg, dar de ce? Adică, da, e munca ta. Da, da, nu prea am înțeles așa, greu m-am... Te bucură că te văd în realitate? Da, da, bineînțeles, toată lumea îmi spune, da, am crezut că ești mai înaltă în realitate, toată lumea, pari mai mare la televizor. Da, așa e. Nu știi cum e, ne face mama mai grajba? Da, da, par mai mare.